Pe 3 mai este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, proclamată în 1993 de Adunarea Generală ONU. În 30 de ani de la acel moment, atacurile politice asupra independenței presei, inclusiv a jurnaliștilor, se intensifică pe zi ce trece. Iar siguranța acestora rămâne un motiv de îngrijorare în întreaga lume. Asta arată indexul anual al libertății presei, publicat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Pe ce loc se situează România în acest an, ne spune jurnalistul Euronews, Cristina Dimulescu. Potrivit studiului, România este pe locul 49. Asta înseamnă că siguranța jurnaliștilor rămâne un motiv de îngrijorare. Ziariștii din țara noastră sunt adesea ținta unor atacuri, amenințări și intimidări. Mai mult, justiția încearcă din ce în ce mai mult să forceze mass media să-și dezvăluie sursele. Totodată a crescut și numărul de procese abuzive, iar hotărârile judecătorești nu respectă întotdeauna standardele privind libertatea presei. Presa cea mai liberă din întreaga lume este în Norvegia. Este pentru al optulea an consecutiv când se află în fruntea acestui clasament realizat de organizația Reporteri fără Frontiere. Este urmat aproape de Danemarca și Suedia. La polul opus se află Eritrea, un stat aflat în partea de nord-est a Africii. Cu alte cuvinte, este țara cu cea mai cenzurată mass media. Ca să ne facem o idee despre ce înseamnă acest lucru. Nu este permis accesul niciunui reporter străin în Eritrea și toate agențiile mass media interne sunt controlate de către guvern. Pe ultimele poziții în clasament mai sunt Afganistan, care este sub regimul talibanilor, și Siria. În ceea ce privește rețelele sociale și internetul, vorbim de un control foarte strict în Vietnam și în China, țară care, pe lângă faptul că încarcerează cel mai mare număr de jurnaliști din lume, practică cenzura și supravegherea. Trebuie să vă mai spun faptul că indexul realizat de organizația Reporteri Fără Frontiere clasifică 180 de țări în funcție de capacitatea jurnaliștilor de a lucra și de a relata liber și independent.